În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Îndreptător credinței și chip blândețelor. Iubiți credincioși, așa începe troparul Sfântului Ierarh Nicolae și toată săptămâna m-am pregătit să vă spun câte ceva și acum, când am intrat în altar să facem odpustul, mi-am dat seama că nimic nu mai e valabil, de vreme ce mi-a trecut prin cap următorul gând. A vorbi despre Sfântul Ierarh Nicolae trebuie să o faci astfel încât lumea să nu confunde lucrurile. Riscam ca vorbindu-vă despre viața Sfântului Ierarh Nicolae și arătându-vă multe dintre virtuțile lui, să credeți că a fost numai așa un sfânt trăitor în secolul IV și că toată învățătura se leagă cu noi, decât așa vag numai despre cei și cu cei care slujesc Domnului în taina preoției, în diaconie sau în ierarhie. Ori nu vreau să fie așa prezentarea mea despre viața Sfântului Ierarh Nicolae. Sfântul Ierarh Nicolae este așa de aproape de noi, încât este sprijinit pe o atât de plăpândă graniță între legendă și adevăr, încât dacă întrebe cineva pe stradă cine a fost Sfântul Nicolae, bine, o să spună că e Moș Nicolae. Nu se supără Sfântul Nicolae dacă zice Moș Nicolae, asta e cu siguranță. Dar o să spună vreo legendă, o să spună lucruri care țin mai mult de frumusețea vorbirii despre cineva decât despre o realitate. Fraților, Sfântul Ierarh Nicolae a fost trăitor la fel ca noi, în trup. N-a fost un înger, n-a fost un mit, n-a fost un zeu, n-a fost o legendă. Că a rămas până la noi în chipurile acestea, nu putem să contrazicem pe nimeni. Dar este important a ne gândi la Sfântul Ierarh Nicolae ca la un om al zilelor noastre. Pentru că în măsura în care Sfântul Ierarh Nicolae a fost omul zilelor pe care le-a trăit, cu siguranță că este și omul zilelor noastre. Pentru că și noi, dacă am trăit frumos în zilele noastre, vom fi oamenii zilelor de peste 100 de ani. Pentru că geniul Sfinților Părinți era să trăiască în momentul acela și cu posibilitățile de atunci. Acum, dacă Sfântul Ierarh Nicolae, de exemplu, ar fi avut la dispoziție posibilitățile noastre, ar fi făcut cu siguranță tot ceea ce a făcut atunci, dar la nivelul la care putem să facem noi datorită unor lucruri pe care le folosim noi. De exemplu, dacă i s-ar fi adresat, să spunem așa, oamenii în scaunul arhieriei de la Mira Liciei, în demreul de astăzi, pe Facebook, cu siguranță că ar fi răspuns Sfântul Ierarh Nicolae așa. Pentru că nu ar fi repudiat în niciun fel posibilitatea omului de a intra în legătură cu celălalt. Va să zic că haideți să o luăm puțin așa, ca să nu vă plictisesc prea tare. Despre Sfântul Ierarh Nicolae, în primul rând, se știe celebra situație pe care mulți o confundă cu legendă. Eu pot să-i zic că este legendă numai la nivelul la care este atât de bine cunoscută, dar este un fapt real. În drum spre casă a văzut printr-un geam deschis pe un tată care plângea alături de cele trei fiice ale lui, un tată singur, care zicea, nu mai am nimic cu ce să vă întrețin, întrețineți-vă voi singure. Și plângând au zis, de mâine încolo vedem noi ce o face. Și atunci a luat, spune acatistul Sfântului Ierarh Nicolae, nu o legendă și nu un mit, acatistul ne spune că a pus în încălțămintele celor trei fete și ale tatălui aur în destul. Nu îi se spune o sumă pentru că am fi foarte, foarte curioși să vedem de la ce sumă încolo ne putem schimba viața. Aici este o problemă. Dacă ne-ar fi spus, de exemplu, că ar fi dat pe vremea aceea 1000 de dinari,
ca să ne gândim noi acum că ar fi un fel de 2500 de euro, n-ar fi cu siguranță în niciun fel relevant. Dar a spus aur din destul. De ce? Din destul pentru cineva poate să însemne o sumă. Din destul pentru altcineva poate să însemne altă sumă. Bineînțeles că din destul pentru o altă categorie de oameni nu înseamnă niciodată o sumă realizabilă. Și de aceea trebuie să ne întoarcem la Sfântul Ierarh Nicolae. Va să zic că a pus în ghetuțele fiecăruia. Noi spunem, bine, bine, asta e o poveste, merge mai departe. Nu merge mai departe. Noi, de câte ori, în drumul nostru spre casă, n-am văzut pe câte cineva care are nevoie de ceva. O să spunem, ce o să facem, părinte, că așa de-aia care au nevoie și stau pe la colțul gardului sunt atâția. Dar, fraților, revenind la ideea de bază, dar nu pot să le dau la toți, dar la cei cărora le dau măcar să-mi fac eu datoria. Sfântul Ierarh Nicolae, în momentul acela în care tatăl vorbea cu fetele și plănuia să le lase să-și vadă de alt soi de câștig, în seara aceea la ele a fost și atât. Și noi suntem chemați ca, măcar în seara aceasta, să ne propunem noi. Acum, din destulul pe care îl avem, poate unii considerăm că nu avem destul. Și iarăși trebuie să ne contrazicem puțin, pentru că nu se știe niciodată ce este din destul. Dacă, să spunem așa, v-ar cere cineva o anumită sumă, să zicem fixă, 50 de lei, ron. Și dumneavoastră știți că îi aveți amplasat și exact în ce buzunar și cu ce degete puteți să-i scoate, dar nu-i scoateți. Se întâmplă că, așa cum zice în general poporul român, îți ia Dumnezeu mințile și face așa peste banda aia dată cu vopsea fără întrerupere, care se numește dungă continuă, te uiți în spate și întorci. Poate te iartă Dumnezeu și nu intră niciunul cu mașina în tine. Da, vine cineva care te întreabă de ce ai făcut așa. Unde duci mâna la buzunar și cu ce degete? Cu acelea cu care știi că poți să scoți așa frumos 50 de ron și să îi așezi în cașchetă celuilalt. Haideți să vedem. Nu ar fi mai bine ca acei bani să-i dați din prima? Mi-aduc aminte că într-una dintre chetele pe care le făceam în la biserică, știți să spun și zice cu noastră, cineva a fost ispitit că avea un buzunar două bancnote. Una de 100 de lei și una de 50 de lei. Și tot ron. Și când a ajuns în fața cutiei, a zis, mă, din astea două, zice, da, ziua e lungă, nu era decât 11 jumate, știi, probabil că și aici o problemă, trebuia să termine slujba mai târziu ca să dea omul tot. Dar zice, o păstrez pe aia mare, pentru a păstra 100 și a dat 50 și l-a băgat în cutie. Până în seară s-a întâmplat că s-a luat cu vorba și îl sună cineva și spune, vezi că am și eu nevoie să mă ind într-un anumit loc. El și-a dat seama că a luat un pahar, două de vin, dar a zis, hai să merg să-l ajut pe fratele, că ce e mai bine, să ajuți un frate. L-a ajutat pe fratele și l-a oprit poliția exact când să intre în scara blocului. Ce a scos din buzunar? Acea magnotă pe care după aia s-a gândit că era mai bine să o lase la biserică, pentru că pentru organ a fost același lucru. Erau destul de măricele ca să dea la pace amândouă. Important este să înțelegem odată pentru totdeauna că avea mult sau puțin, poate că este simplist să o prezint numai așa cum v-am prezentat-o, dar rămâne așa, că îmi place foarte mult. A avea mult sau puțin, sau a da mult sau puțin, este același lucru. Pur și simplu același lucru. Dar depinde cum, cât și când se petrece a da sau a avea. De exemplu, dacă te duci să-ți cumperi un frigider, nu sunt destui 1,5 milioane vechi. Dar dacă te duci să cumperi o pâine și mai lași și ceva la unul care n-are și el de o pâine, atunci sunt suficienți. Vedeți, în acest relativism trebuie să ne mișcăm noi astăzi, învățând de la Sfântul Ierarh Nicolae. Dacă v-aș fi spus, cu deamănuntul
la ce sinod a participat și ce tematică a avut. Nu cred că s-ar bucura mai mult Sfântul Ierarh Nicolae decât de un cuvânt care să vă lege de viață și mai ales să lege pe el de viața noastră. Să nu credem că Sfântul Ierarh Nicolae este așa numai de icoană, da, îl știm de la biserică, în fiecare duminică e pe iconostas acolo, că e hramul bisericii, printre altele. Nu, Sfântul Ierarh Nicolae este un model pentru noi. Într-o lume în care tot ne văietăm că nu sunt modele, sunt prea multe modele, cred că de aia avem o problemă cu modelele. Nu le urmăm noi, dar sunt modele. Așadar, Sfântul Ierarh Nicolae a făcut tot pentru o familie și o să spuneți, da, dar câte familii amărâte n-au fi fost în mira Lichiei de atunci, în Demreul de astăzi? Or fi fost, dar nu era Sfântul Ierarh Nicolae o instituție care să-i rezolve pe toți, dar pentru cei pe care i-a ajutat, a făcut totul și și-au schimbat destinul cei care au primit ceva. De aceea, iubiți credincioși, cred că Sfântul Ierarh Nicolae este mai aproape de noi astăzi, cum n-a fost niciodată. Decât că noi nu băgăm în seamă decât povestea. Nu băgăm în seamă decât lucruri de exterior. V-ați întrebat acum ce e cu Iureș ăsta, toată lumea a ținut post, n-a ținut post, acum gata, e Sfântul Nicolae și toți trebuie să pregătească cu pește și așa mai departe. V-am mai zis și altă dată cineva care nu ținuse post în viața lui, zice, părinte, nu vă spuneați, dar am voie să mănânc mâine pește? Păi zic, dar ce întrebare e asta? Zice, păi, pentru că n-am ținut post. Păi zic, mă, omule, dacă tu ți-ai luat voie de la tine să mănânci și porc, nu știu de ce n-ai mâncat pește. Păi da, dar dacă n-am ținut post, am voie. Mă, dar când este vorba de post, de ce nu mă întrebă dacă ai voie sau n-ai voie? Vedeți, în mintea noastră sunt anumite granițe pe care trebuie să le depășim o dată pentru totdeauna. Iubiți credincioși, cred că Sfântul Ierarh Nicolae ne trimite în destul minte și lumină ca să vedem adevărurile de astăzi, nu din secolul IV. Din secolul IV, vă spun eu, poate un examen de teologie să dea bine la un răspuns, poate să fie așezată o anumită întrebare pe tema respectivă, unde și când au fost, de exemplu, mutate moaștele Sfântului Ierarh Nicolae la Bari și așa mai departe. Nu, important este că moaștele Sfântului Nicolae trebuie să fie în gândul nostru. Când auzim de Sfinte Moaște, întotdeauna să auzim că oamenii au trăit pe pământ și au avut trup ca noi. Un trup care i-a ținut în pat dimineața și greu au putut să iasă la lumina zilei. Un trup care a tras de ei când au obosit. Un trup care a răbdat de foame când n-a avut sau când a vrut să postească. Un trup care s-a ostenit într-un fel sau într-altul. Asta înseamnă Sfinte Moaște. Ne arată Dumnezeu că se poate. De aceea îl rugăm pe Sfântul Ierarh Nicolae în seara aceasta superbă, o seară de vecernie, cum îndrăzesc să spun că vom visa ca de acum înainte să fie toate, să fie o seară deosebită în care, inclusiv tradiția aceasta că vine moșul Nicolae și trebuie să facem cizmele, poate ne disciplinează într-un fel. Poate află și copiii noștri că cizmele pe care le fac și ei o dată pe an, în data de 5 spre 6 decembrie, ar trebui să le facă toată viața. Dar nu, le face mama sau tata sau altcineva. Vedeți, încet, încet, de la Sfântul Nicolae puteți să învățăm multe. Și dacă copilul găsește mâine ceva în ghetuță, o să-i spunem, măi, mamă, ia să încercăm și mâine. Ce să încercăm, mamă? Să le spălăm, că poate cine știe. Mă, dacă încercăm așa până la Crăciun și lăsăm acolo câte o bombonică, ceva, eu sunt cu siguranță spun că un an de zile, fără discuție, poate un copil să învețe să își spele singur ghetuțele. Și putem să trecem și la alte articole, putem să trecem la ciorap, putem să trecem la altceva. O să ziceți, bine, dar acum ne pierdem vremea, spală sau perche de ciorap când mașina de spălat în 2 ore jumate le și usucă. Da, măi copii. Pentru că este foarte importantă disciplinarea copilului, nu așa să creadă că toate apar fără niciun efort. Și iată că încet, încet învățăm de la Sfântul Ierarh Nicolae cu
cum să mergem mai departe. Eu vreau să închei decât cu un lucru foarte, foarte interesant. Într-o familie foarte, foarte săracă, săracă, nici nu pot să vă spun cât era de săracă, pentru că nu știu dacă aș avea termen de comparație. Cert este că n-aveau nici casă, n-aveau mai nimic. Copilul ce să-și spele cizmele, pentru că deja era la respectivul copil la a șaptea sau la a opta proprietate, să spunem așa, adică toți verii de dinainte purtaseră aceleași cizme. Ce să mai speli din elea tată? Dar el a zis, așa am învățat eu la școală, la ora de religie. Când se preda ora de religie? Mi se pare că se mai predă încă. E foarte bine. Și săracul a scos cizmulițele afară. Acum, vieții de ei, părinți, ce să facem, mă, că săracul și-a pregătit singur? Ce o să fac? S-au căutat să pună vreo bomboană, ceva, n-au reușit nimic. Bă, n-au nimic, n-au reușit nici măcar un ciorap să-l pun acolo. Și spre dimineață se uitau așa unul la altul, plângând, ce disperat va fi copilul și ce mâhnit că nu găsește nimic. Și a venit copilul foarte, foarte radios și a zis, mami, a venit Sfântul Nicolae, ce? Ia uite, peste noapte un pisic n-avea unde să doarmă și s-a băgat în cizmulițele lui și a găsit și el un pisic în cizmulițe și a zis, da, într-adevăr, așa este. Iubiți credincioși, minunea nu e departe de noi. Minunea este cel mai firesc lucru care se întâmplă. Eu acum vreo 5 ani v-am spus într-o zi de Crăciun și cu asta chiar că pot să închei, într-o zi de Crăciun am constatat că îmi scrisese Moș Crăciun. Adică, aveam cutia de scrisori plină cu zăpadă. Și atunci m-am bucurat pentru copilul din mine care a considerat că i-a scris Moș Crăciun cu acea zăpadă pe care a găsit-o cutia de scrisori. Mă rog, până la adânci bătrânețe, cât mă va ține Dumnezeu, copilul din mine să primească întotdeauna în destul, nici mult, nici puțin, dar exact cât trebuie, pentru că Sfântul Nicolae întotdeauna pune nu numai în cizme, pune în sufletul nostru, pune în mintea noastră, pune în privirea noastră, în atitudinea noastră, pune câte ceva. Și noi trebuie să folosim acel ceva. De aceea vreau ca Sfântul Ierarh Nicolae să rămână cu noi din seara aceasta mereu, să ne educe copilul din noi, care are nevoie întotdeauna de minuni la care să se raporteze ca la modele. Așa să ne ajute mult Dumnezeu.